În acest weekend, târgujenii pot admira aproximativ 300 de exponate de păsări de curte, porumbei, păsări de ornament, toate de diferite rase și mărimi. Expoziția este deschisă publicului de astăzi și până duminică, organizatorii acordând și o serie de diplome pentru crescătorii de astfel de exponate de rasă în funcție de aprecierile juriului. Sunt exemplare foarte frumoase și de valoare. Este o gamă diversificată în rasele de iepuri, începând de la rase mari până la rase mijlocii, inclusiv găini, iepuri și văd și păsări exotice. Exponate sunt și bune și rele. Ce am constatat, o stare de întreținere ar trebui amplificată și băieții de aici, care sunt mai noi în creșterea păsărilor, trebuie să mai studieze standardul și să crească calitatea. Dar la nivelul ăsta, în acest an, eu zic că este bine. Organizatorii primei ediții a evenimentului Expo Fauna Gorjeană sunt membrii Asociației Crescătorilor de Păsări și Animale Mici de Rasă din Gorj și Mehedinți. Aceștia au reușit să aducă la Târgu Jiu exponate ale unor crescători din Mehedinți, Dolj și Gorj. Expoziția noastră numără undeva la 300 de exponate, la 250 de cuști, avem 50 de porumbei, avem păsări exotice, păsări de colivie, avem păsări, deci găini din rasă grea 80, avem rasă mixtă undeva la 50-60 și avem rasă pitică ușoară și ornamentală, tot așa, 50-60 de exponate. Păsările și iepurii de rasă pot fi admirați la Colegiul Național Tudor Vladimirescu până în această seară la ora 19, iar sâmbătă și duminică accesul la exponate este între orele 9 dimineața și 19, respectiv orele 15 pentru ziua de duminică.